Există teleșcoală la TVR și online. Am câteva argumente pentru care merită încercată experiența. În primul rând, pentru că la școala reală deocamdată nu se poate merge. Apoi, pentru că așa copiii se pot trezi la o oră decentă, ceea ce n-ar face în mod obișnuit. E ușor să fici în starea de vacanță. Mai e ceva. Obiectele la care sunt lecțiile de la televizor sunt cele care vor conta pentru bacalaureat și pentru capacitate. Și, mai important decât atât, e gratis, ceea ce n-am putea spune despre meditațiile la care, știm foarte bine, părinții ajung să apeleze de cele mai multe ori. Mai am un ultim răspuns. George Mallory, când a încercat în 1924 să urce Everestul, a fost întrebat de ce face asta. A răspuns simplu și a rămas în istorie. Pentru că există. Așa și cu teleșcoala. Încercați-o. Poate e utilă. Ion Luca Caragiale, zis și Nenea Iancu, era considerat de George Călinescu cel mai mare dramaturg român. Titu Maiorescu avea convingerea despre Caragiale că are una dintre cele mai vioaie inteligențe pe care o poate produce natura. Scrierile sale, pline de umor și satiră, sunt opere literare ce merită analizate și studiate și din care avem tot timpul ce învăța. Astăzi veți învăța și voi genul dramatic. Bună dimineața, dragi elevi! Bine, ne revedem la teleșcoală! Astăzi vom studia genul dramatic. După cum sună, este o lecție cu totul nouă pentru voi, deși sunt convinsă că la teatru ați fost. În această lecție urmează să învățăm despre genul dramatic, propunându-ne ca la sfârșitul activității să putem formula 4 trăsături ale unui text dramatic, să ilustrăm cel puțin 2 trăsături raportându-ne la un text dat, să ne însușim un registru lexical adecvat și variat, să realizăm o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să motivăm apartenența textului propus la genul dramatic. Se dă textul Titanic Vals, comedie în 3 acte, de Tudor Mușatescu. Pe prima pagină urmează, sunt propuse personajele numerate pe verticală. Spirache, funcționar la prefectură, e un personaj compus din familie, slujbă și cum se cădenie, de 50 de ani și mai bine. Dacia, soția lui, cam de aceeași vârstă, conservată însă bine, foarte voluntară, foarte activă și foarte supusă mamei sale. Chiria Chița, soacra lui Spirache. Sarmi Segetuza, fica lui Spirache, supranumită și prințesa familiei, 22 de ani. Gena, fica lui Spirache din prima căsătorie, șchioapă și talentată la pictură. Traian, băiatul cel mare al lui Spirache, a ajuns să strângă până la 20 de ani 3 clase de liceu. Decebal, băiatul cel mic al lui Spirache, 12 ani. Aici, între paranteze drepte, am întrerupt enumerarea personajelor, lista continua, din rațiuni de timp. Acțiunea se petrece în anul 1932 în orice oraș unde există soacre, neveste și prefecturi. Gena, Miza, Spirache, Dacia, Chiria, Chița, personaje care participă la scena numărul 11 a actului 1. Dacia intrând. Bine ca da Dumnezeu. Ei, așa da. Unde să scriu că te-ai hotărât să-ți iei pălărie? Îl contemplă. Și să știi că nu-ți vine chiar așa de rău, vezi, așa-mi place să fii, giggle și simțit. Spirache încântat, îmi pare bine că-ți place și ești mulțumită. Dacia, cât ai dat pe ea? Spirache dezolat privește când la Gena, când la Miza. 100 de lei. Dragă, adevărată pomană. Dacia, ei! Asta e. Unde vezi tu că e pomană? Nu e pomană deloc. E chiar foarte scumpă. De la cine ai luat-o? Spirache, același joc. De la Stănciulescu. El vinde mai ieftin. Dacia.
Stănciulescu e un speculant ordinar. Trebuia să o iei de la Măgeanu. Spirache. Eh. Acum pentru un Pol 2 Dacia. Sigur că noi avem fabrică de bani. Treaba ta. Să vezi ce o să zică mama când o să audă că ai dat atâția bani pe pălărie. Intră tocmai și Chiriachița. Mamă, și-a luat Spirache pălărie. Chiriachița. Ei, taci. Îl privește. Dacia. Nu-i vine rău și nu e urâtă, să știi. Chiriachița trece de el. E verde sau mi se pare mie? Ea prinde lumina maică. Gena aprinde. Spirache, ca să-i facă plăcere. Verde, verde. Chiriachița. E, cum îți vine om bătrân cu o casă de copii să umbli cu pălărie verde pe cap? Asta e pălărie de crai, fulgerându-l. Și cât ai dat pe ea? Spirache dezolat ca să scape. Gratis, mamă soacră, gratis. Mi-a dat-o subprefectul, de la frate-su, advocatul, care a murit săptămâna trecută. Da, e nouă de tot. Defunctul nici n-a avut vreme să o poarte, că a murit prin surprindere. Chiriachița. Tiu, bată-te, Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că așa-mi vine să-ți zic. Trebuia să fii tu care să-ți închipui că eu o să-ți permit să porți pălăriile morților. Să nu te prind cu ea în cap, că te dau afară din casă. Vă atrag atenția că lectura textului dramatic se face în două chei, pentru că este un text suprapus sau cu două dimensiuni. El se citește pentru a se stabili cum trebuie reprezentat pe scenă și pentru a vedea ce se joacă pe scenă. Prin urmare, prima dimensiune se recunoaște după forma sa grafică, după cum este așezat în pagină. Acest tip de text este așezat în pagină altfel decât textele obișnuite în proză. Cuprinde, după cum ați văzut la lectură, informații despre compoziția textului, comedie în trei acte, enumerarea pe verticală a personajelor și prezentarea lor prin statutul social și prin informațiile despre atitudinea acestora pe scenă, despre gestica lor, despre acțiunile care completează replicile. Această dimensiune copii este necesară regizorului și actorilor care pun în scenă piesa de teatru. A doua dimensiune corespunde acțiunii desfășurate pe scenă. Este ceea ce vedem noi când mergem la teatru după ce se ridică cortina sau după ce bate gongul de trei ori, se aprinde lumina pe scenă și se stinge în sală și apar actorii pe scenă. Este dezvoltată în jurul unui conflict principal care se intuiește din dialogul dintre personaje. Ce se poate spune despre compoziția sau structura fragmentului? Un text dramatic, după cum ați putut deduce, cuprinde elemente grafice, elemente de așezare în pagină sau de formă și elemente de conținut. În fața voastră, eu am așezat ca într-un puzzle câteva elemente de grafică, de așezare în pagină. Titlul Titanic Vals, observați, are o informație la titlul comedie în trei acte. Pregătește cititorul, care trebuie să știe că piesa se desfășoară în trei acte. Actului întâi corespunde un număr de scene. Eu am citit din scena 11. Personajele care participă la scenă sunt Gena, Miza, Spirache, Dacia și Chiriachița. Aici cu negru, Dacia intrând, avem primul personaj care are dreptul la replică, intră în acțiune de altfel. Din așezarea în pagina textului se observă că avem o listă a personajelor. Ați reținut-o, am citit-o cu atenție. Textul este împărțit în acte, menționat, da? Actul întâi, actul al doilea sau actul al treilea. Actele cuprind mai multe scene. Indicațiile scenice sau didascaliile, adică acest text între paranteze, reprezintă textul pe care îl valorifică evident regizorul și actorii. Regizorul care trebuie să le indice actorilor cum să-și joace rolul, actorii ca să țină cont de cum interpretează rolul.
De asemenea, este format textul dramatic dintr-o succesiune de replici. Replica, știți foarte bine, din clasele mici, de când ați studiat dialogul ca mod de expunere, este fiecare intervenție a unui personaj în cazul nostru. Elementele de compoziție formală specifice textului dramatic le vom prezenta și voi trebuie să le notați pentru că reprezintă elemente de noutate pentru voi. Actul este o subdiviziune a textului dramatic sau a unei piese de teatru care cuprinde mai multe scene. Durata lui este marcată de ridicarea cortinei și de lăsarea acesteia sau de cele trei sunete de gong. Este scris cu majusculă pe foaia tipărită și numerotat cu cifre romane. Scena sau tabloul este o subdiviziune a unui act marcată de schimbarea decorului pe scenă sau de intrarea ori ieșirea unui personaj din scenă. Se indică prin numerotație arabă. Ați văzut? Era numerotată pe pagina anterioară. Scena 11. Indicațiile scenice sau didascaliile sunt enunțuri între paranteze. Ele sunt folosite de regizor pentru a pune piesa în scenă și de actor pentru a interpreta rolul. Replica este precedată de numele personajului, fiind o intervenție a acestuia în dialog. Uitați aici, Dacia intrând, da? Dacia ține locul liniei de dialog cu care voi sunteți obișnuiți să lucrați când construiți un dialog. Și urmată de indicația scenică care marchează, dacă ați fost atenți la definiția scenei, marchează chiar începutul unei scene. Dacia intrând, personajul care intră în scenă marchează începutul unei scene. Când iese, se produce finalul scenei respective. Personajele și conflictul. Câte personaje participă la acțiunea prezentată în scena 11? Foarte bine ați răspuns. Spirache, Dacia și Chiriachița participă la acțiune. Au accesul la cuvânt. Dacă am fi la teatru în sala de spectacol, pe ei trei i-am auzit vorbind. Câte personaje asistă la acțiune? Miza și Gena. Ele sunt surori vitrege, așa am înțeles din prezentarea personajelor. Gena e din prima căsătorie, Miza este din a doua căsătorie. Ele asistă la discuția dintre cei trei. Ați văzut, Chiriachița îi și recomandă Genei să aprindă lumina. Ce mod de expunere este folosit în scena pe care am citit-o? Foarte simplu, ați observat și voi că se folosește dialogul ca mod de expunere. Despre ce discută personajele? Foarte bine, ați răspuns, discută despre pălăria nouă a lui Spirache. Pare un subiect banal, dar discuția formată din replici tăioase se transformă într-un conflict. Spectatorul în sala de teatru e pus în gardă că lucrurile nu sunt așa de simple cum ar părea când e vorba de o pălărie nouă pe care și-o cumpără Spirache. Cum se prefigurează acest conflict? Este întâmplător? Este un conflict mocnit? Ce înseamnă mocnit? Stă să se manifeste, da? Conflictul nu e întâmplător. Deși are caracter secundar, din discuția personajelor, cititorul înțelege că între ele există o ruptură, o tensiune, un conflict major. Câte tipuri de conflict există în această scenă? Există un conflict secundar, pe care noi îl identificăm în discuția purtată pe seama unei pălării. Prima dată simțim o tensiune ușoară, încă nedefinită, între Dacia, soția lui Spirache și acesta. Da? Ea oscilează între a fi mulțumită că și-a luat pălărie, de altfel apreciază că el e ghigăl și simțit cu pălăria nouă, dar e puțin îndoită când aude cât a costat pălăria. Există un conflict dramatic principal ascuns într-o situație comică. Este vorba despre eterna tensiune dintre soacră și ginere. Cine-i Chiriachița? E mama Daciei, soacra lui Spirache. Pentru că soacra dictează în casă. Ea e nemulțumită de ginere din cauza ei și Dacia este indecisă. Dacia și Spirache au deci o căsătorie ușor dezechilibrată, întrucât Dacia este influențată de mama sa, are tendința de a domina. Spirache însă se lasă dominat. Genul dramatic și textul dramatic. După toate informațiile pe care le-am enumerat,
în care voi ați reținut că textul dramatic are o anume așezare în pagină și un conținut dezvoltat din dialogul dintre personaje, putem să definim genul dramatic. Genul dramatic este genul literar care cuprinde operele scrise sub formă de dialog pentru a fi reprezentate pe scenă cu un conflict apărut din ciocnirea intereselor și a sentimentelor personajelor. Specii literare cu caracter dramatic sunt comedia, drama și tragedia. Textul dramatic, trebuie să știți, se mai numește și piesă de teatru și are ca particularitate surprinderea vieții în desfășurare. Comedia este o specie literară a genului dramatic care provoacă râsul prin surprinderea moravurilor, a obiceiurilor proaste, a unor tipuri umane în situații comice sau a unor situații neașteptate. Situația neașteptată se numește lovitură de teatru. Este reacția neașteptată a personajelor în fața spectatorilor la teatru sau produsă cititorilor în timpul lecturii. Ce fel de situație se prezintă în scena 11 a actului 1? E o situație comică. De ce? Spirache este clar prins la mijloc între soție și soacră. El își cumpără pălărie pentru că vrea să-și mulțumească soția. Însă e pus în încurcătură pentru că Dacia, deși apreciază că îi stă bine, consideră că prețul pălăriei este prea mare. Are o rezervă până nu își spune părerea și mama sa, Chiriachița. Aceasta, Chiriachița, este profund nemulțumită. Nu-i plac nici culoarea, nici faptul că e primită de pomană. Soacra îl zdrobește pe Spirache, dar gravitatea situației este atenuată de râsul provocat prin felul greșit în care se exprimă Chiriachița. Care sunt formele comicului în textul nostru? Comicul de limbaj, da? Chiriachița se exprimă rău, Dacia folosește un adjectiv incorrect, giggle în loc de gigea, comicul de nume, comicul de situație, comicul de caractere. Trăsăturile unui text dramatic. Orice text dramatic are o compoziție particulară, cuprinde elemente de grafică, fiind divizat în acte. Actele au scene sau tablouri ca subdiviziuni, precum și un conținut căruia îi corespunde lumea imaginară. Orice text dramatic este format dintr-o succesiune de replici, fiecare replică fiind precedată de numele unui personaj. Orice text dramatic cuprinde un conflict dramatic principal, gradat de ciocnirea intereselor și a sentimentelor personajelor. Conflictul dramatic principal crește ca un bulgăre în rostogolire, copii, prin conflictele secundare, el se descoperă din întreaga acțiune, vizionând spectacolul. Modul de expunere dominant este dialogul. Uneori se apelează la monologul dramatic când personajul vorbește singur pe scenă sau la procedeul interogației sau al exclamației retorice. În textul dramatic, spațiul și timpul sunt sugerate prin elementele de decor, prin vestimentația personajelor sau precizate în indicațiile scenice. Ce trăsături dramatice observăm în fragmentul Titanic Vals? Foarte bine v-ați gândit să plecați de la compoziție. Textul, fragmentul se remarcă prin elemente de compoziție specifice textului dramatic. Are o așezare în pagină caracteristică textelor dramatice, lista personajelor enumerate pe verticală, subdiviziuni precum act, scenă, indicații scenice. În ceea ce privește conținutul, personajele se exprimă prin dialog și dezvăluie un conflict principal prin ciocniri de caractere, prin replici tăioase. Conflictul dramatic principal este alimentat ca un bulgăre în rostogolire de altele secundare. Spectatorul e în permanență surprins de ceea ce descoperă în legătură cu personajele. Modul de expunere dominant este dialogul pentru a fi reprezentat pe scenă. Situația în care sunt personajele este una comică. Râsul e provocat de felul în care vorbește Chiriachița, de numele lor, de caracterele acestora. În ceea ce urmează, vă propun să trecem în revistă un model de argumentare, că fragmentul Titanic Vals se încadrează, aparține genului dramatic. Evident, am o definiție, genul dramatic e genul literar care cuprinde opere scrise sub formă de dialog pentru a fi reprezentate pe scenă cu un conflict gradat în jurul căruia se dezvoltă o acțiune bazat pe ciocnirea intereselor sau a sentimentelor personajelor. Specii literare dramatice sunt comedia, drama, tragedia. Pentru a întări apartenența textului la genul dramatic trebuie să evidențiem patru trăsături ale lui. Fragmentul Titanic Vals de Tudor Mușatescu aparține genului dramatic prin compoziția specifică, prin intuirea unui conflict dramatic principal, prin utilizarea
promovarea dialogului ca mod de expunere și prin apartenența la specia literară numită comedie. În primul rând, fragmentul are toate elementele de compoziție a unui text dramatic. De exemplu, se remarcă așezarea în pagină specifică, se face precizarea legată de o subdiviziune formală a pieselor de teatru. Fragmentul reprezintă scena 11 a actului 1. Apar indicațiile scenice între paranteze ca în toate textele dramatice, intrând același joc ca să-i facă plăcere. Didascalia, acțiunea, se petrece în anul 1932, în orice oraș unde există soacre, neveste și prefecturi, fixează spațiul larg al acțiunii și timpul, creând senzația de lume în desfășurare, iar dialogul ca mod de expunere, utilizat în fragmentul citat, respectă așezarea în pagină particulară textului dramatic, în sensul că fiecare replică este precedată de numele personajului și nu de linia de dialog. În al doilea rând, informația la titlu, comedie în trei acte, încadrează fragmentul într-o specie literară a genului dramatic. Scena 11 cuprinde o situație comică, care ascunde un conflict dramatic principal. Discuția despre pălăria cea nouă a lui Spirache este banală la început. Replicile tăioase dezvăluie un conflict mocnit între soție și soț. Dacia intrând, bine că a dat Dumnezeu. Ei, așa da, unde să scriu că te-ai hotărât să-ți iei pălărie? Sprijinim ideea cu un citat. Dar și între ginere și soacră. Spirache e prins la mijloc între soție și soacră. El încearcă să-și mulțumească nevasta, de aceea își cumpără pălărie. Intră în încurcătură pentru că Dacia consideră că prețul dat pe pălărie e prea mare. Are o rezervă până nu își spune părerea și mama sa, Chiriachița, pe care Dacia o ascultă cu sfințenie. Aceasta este profund nemulțumită. Nu-i plac nici culoarea, nici faptul că e primită de pomană. Soacra îl zdrobește pe Spirache, amenințându-l că îl dă afară din casă dacă poartă pălăria. Râsul este provocat pentru că se conturează sub ochii spectatorului prostul obicei al soacrelor de a face viața amară ginerilor cu bun simț, dar și de felul în care vorbește Chiriachița. Trebuie să fii tu care să-ți închipui că eu o să-ți permit să porți pălăriile morților. Concluzia. Fragmentul aparține genului dramatic pentru că respectă structura unui text dramatic prin împărțirea în acte subdivizate în scene și ilustrează prin dialog o scenă comică despre prostul obicei al soacrelor de a profita de cum se cădenia ginerilor, situație care ascunde eternul conflict dintre soacre și gineri. Ca temă, vă propun să plecați de la fragmentul din manualul pe care lucrați la clasă și să alcătuiți o compunere de minimum 150 de cuvinte în care să argumentați apartenența acestui fragment la genul dramatic. Spor la treabă și la revedere! Voiești a cunoaște lumea? Privește-o de aproape. Voiești să-ți placă? Privește-o de departe, zicea Ile Caragiale. Vă propun și eu să priviți cărțile de aproape, pentru a le cunoaște învățăturile mai bine. Iar acum, nu plecați prea departe. În câteva minute revenim cu ora de matematică. Rămâneți pe TVR2.